Baicu Dumitru, primarul comunei Gârla Mare, a dovedit că se poate face administrație în folosul oamenilor. Acesta a dat dovadă de un mare interes în ceea ce privește bunăstarea cetățenilor, astfel încât a pus accent pe domeniul sănătății, transformând vechiul dispensar într-unul cât mai primitor pentru comunitatea pe care o conduce. Primarul comunei Gârla Mare, Baicu Dumitru, cunoscut drept un om căruia îi pasă de nevoile comunității sale, a luat inițiativa de a achiziționa o centrală termică pentru dispensarul comunei. Toată clădirea este acum încălzită constant, iar pacienții și medicii au parte de condiții foarte bune. Suntem unde s-a construit camera pentru centrala termică, având în vedere că era necesar să introducem încălzire centrală în acest dispensar unde se activează domnii doctori serviciu și nu numai, gândindu-ne la persoanele care vin, la pacienți în special, care vin și își ia rețetele de aici sau fac consultații, pentru că era încălzirea prin teracote pe coridor unde erau cetățenii și așteptau să intre la consultații, era frig. Cadrele medicale spun că această investiție era foarte necesară, iar în cei 40 de ani de activitate acestora nu au avut condiții mai bune decât cele care sunt în prezent. Noi de când lucrăm aici nu am avut condițiile care se văd acum. Se făcea căldură cu lemne, rezulta fum, rezulta cenușă, în fiecare toamnă desfundă teracotele, afumă-te. E temperatură constantă peste tot și pacienții o să fie destul de încântați și mulțumiți că... Da, era necesară. Ce, se făcea cu brațul, cu lemnul, plătea și o femeie de serviciu, așa nu mai plătește, plătește când un instalator și e ceva care e căldură. Vine un om aici, nu o să șadă în frig cum era înainte. Eu știu că se încălzește numai doctorul, dar și pacientul care vine trebuie să încălzească. Vă spui, a făcut o treabă foarte bună și face în continuare. Eu, unul din partea mea, sunt mulțumit de primar. Investițiile în sănătate sunt esențiale, mai ales în actualul context social. Toți locuitorii comunei Gârla Mare sunt mulțumiți de activitatea primarului nu doar în domeniul sănătății, ci și în toate celelalte. Aceștia sunt mândri de primarul Baicu Dumitru datorită interesului pe care acesta l-a acordat de-a lungul timpului pentru comunitatea pe care acesta o conduce.